Bună ziua tuturor! Eu sunt Adina Spadaru, anul 1, și astăzi vreau să vă recit o poezie scrisă de mine. Mama. Măcuță mamă, îți mulțumesc că mi-ai dat viață să trăiesc și că ta fi lumea de grea. Tu, mamă, ești speranța mea. Și tu, mamă, că te-ai muncit, că te-ai șerfit, că mi-ai crescut. Ai dus o viață de nevoie și ai suferit mult pentru mine. Doar o mamă adevărată, pe copii, Doamne, iartă și bate cu lacrima, cum face și mama mea. Mamă, știu că mă iubești, nu știu cum să-ți mulțumesc, dar vreau să-ți spun ceva. Mamă, tu ești icoana mea, te iubesc, mamă.